fiecare dintre dumneavoastră. Thank you for allowing us to be here tonight. Mulțumim, Domnule, pentru că avem această ocazie minunată de a fi împreună cu dumneavoastră în această seară. I'm going to share a story with you that I've never shared in public before, so I hope I can get through it. Aș vrea să vă mărturisesc despre felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea și aceasta este o mărturisire pe care nu am mai făcut-o niciodată în public și de aceea sper ca Domnul să-mi dea putere să merg până la capăt. Amin. So I was raised in a Christian home. Am crescut într-o familie creștină. I was 8 years old when I accepted Christ as my savior. La vârsta de 8 ani am deschis inima către Domnul și l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea. So from that time on my place was solidified in heaven. Și eu cred că din acel moment Domnul Iisus Hristos mi-a pregătit locul în cer. Amin. Last November, anul trecut în noiembrie, I lost my best friend. Mi-am pierdut una dintre cele mai bune prietene. My sweet dad. Adică cel mai bun prieten, scumpul meu tată. My dad and I were best friends. We could tell each other anything and talk about anything. Eu cu tatăl meu am avut o relație specială, era cel mai bun prieten al meu. Lui spuneam de toate și el era acela care mă înțelegea în toate lucrurile. He was my biggest supporter. El a fost susținătorul meu cel mai mare. And I miss him terribly. Și mi-este nespus de dor de el. The day I came on this trip. În ziua în care am hotărât să vin în această călătorie misionară. Would have been my dad's 90th birthday. Tatăl meu ar fi împlinit 90 de ani. The day I get home from this trip. Ziua în care mă voi întoarce acasă din această călătorie. Would have been my mom and dad's 70th wedding anniversary. Ar fi cea de-a a 10-a aniversare de căsătorie. Last November I had taken off work early. Anul trecut în noiembrie am terminat serviciul mai repede. To take my dad to a doctor's appointment. Ca să duc pe tatăl meu la doctor. In the driveway of their home. În drum spre casă. My dad had a massive heart attack. Tatăl meu a făcut un atac de cord. And my brother-in-law and I pulled him out of my car. Împreună cu cumnatul meu, l-am scos afară pe tata din mașină. And we laid him on the driveway. L-am întins pe șosea. And I began doing CPR and mouth-to-mouth on my own father. Și am început să-i fac resuscitare și respirație tatălui meu. I did this for about 12 minutes. Am făcut lucrurile acestea timp de 12 minute. Until the ambulance got there. Până când a ajuns ambulanța la noi. And once they got there, they took over. Și de data ce au ajuns, ei au fost aceia care au preluat conducerea. And they took my dad to the hospital. Și l-au dus pe tata la spital. Where they worked on him for almost an hour. Unde au operat asupra lui timp de o oră. Unfortunately, nothing we did saved him and he passed. Din păcate, nimic din ce am putut noi să facem pentru el nu a reușit și dânsul a trecut la. As hard as that was, pe cât de dureros a fost acest lucru, it happened the way God intended for it to happen. Cred că Dumnezeu așa a hotărât să se întâmple din veșnicie. And I've had people who've known me for years ask me, how could you do CPR on your own father? Și prieteni pe care îi cunosc de foarte multă vreme, la un moment dat mi-au spus, cum de-ai făcut
Maneta de resuscitare tatălui tău. And my answer to them was, I would have done anything to save him. Și răspunsul meu a fost acesta, aș fi făcut orice numai să-l salvez. But it wasn't up to me. Dar nu a depins de mine. God wanted him and it was time for him to go. Dumnezeu l-a vrut acasă și pentru el aceea a fost clipa hotărâtă de el să meargă la Domnul. I know my dad was a Christian. I know that for a fact. Cu știu 100% că tatăl meu a fost un creștin. So, when I get to heaven, și atunci când voi ajunge în ceruri, my daddy is going to be waiting for me. Tăticul meu o să mă aștepte. Not just my earthly father. Nu doar tăticul acesta pământesc. But my heavenly father. Și și Tatăl meu ceresc. And I want you to think about the people that you have in your life. Aș vrea să vă gândiți la persoanele dragi care sunt în viața dumneavoastră. Think about the loved ones that you have in your life that aren't Christians. Gândiți-vă și la cei care probabil vă sunt dragi și încă nu sunt credincioși. Think about the friends that you have in your life that aren't Christians. Gândiți-vă și la prietenii care aveți în viață și sunt creștini. And think about people that you pass every day that aren't Christians. Chiar și la oamenii care zilnic treceți pe lângă ei și nu sunt creștini. Don't you want to share Christ with those people so that they can enjoy heaven too? Oare noi, ca și creștini, nu ar trebui să ne facem datoria să-L mărturisim pe Domnul ca și ei să poată să fie mântuiți? Don't you want to get to heaven and see your loved ones there? Și oare nu am vrea cu toții că atunci când ajungem în ceruri să poată să fie împreună cu noi toți cei dragi ai noștri? The day my dad died, ziua în care tatăl meu a murit, and I couldn't do anything to save him, și eu nu am putut să fac nimic ca să pot să mai prelungesc viața, despite being in the medical field for over 30 years, deși am fost în mediul, am lucrat în medicină de peste 30 de ani. When he died, I honestly wished I had gone with him. Atunci când el a murit, vă spun sincer că aș fi vrut să plec împreună cu el. But it's not my choice. Dar lucrul acesta nu ține de alegerea mea. It's God's choice. Ci este doar alegerea lui Dumnezeu. God will decide when our loved ones go, and He'll decide when you and I go. Dumnezeu este acela care hotărăște când cei dragi ai noștri să se întoarcă la El în ceruri și tot El hotărăște la rândul nostru când noi să ne ducem să fim împreună cu El în ceruri. So please, de aceea vă rog, if you're not a Christian, dacă ești în seara aceasta în locul acesta și încă nu L-ai cunoscut pe Domnul, and you want to make sure that you spend your eternity in heaven. Și dacă vrei să ai această siguranță a mântuirii, că atunci când vei muri, vei ajunge în cer, do something about it now. Fă ceva în privința aceasta acum. Don't wait. Nu aștepta. Because no one's promised tomorrow. Pentru că niciunul dintre noi nu avem promisiunea zilei de mâine. Thank you. Vă mulțumesc. Amen. Amen.